Distanță nu i-a luat prin surprindere pe cei mai pregătiți dintre noi. Vorbim despre Universitatea Maritimă din Constanța, instituția care mereu a fost cu cel puțin un pas înainte privind dezvoltarea tehnologică de înaltă calitate. Astfel, în contextul pandemiei de coronavirus și pe întreaga stare de urgență din România, studenții umeciști învață la capacitate maximă de la distanță. Sunt legate în paralel, în regulă. Deci capacitatea echivalentă este prima relație, da? C indice 3, 4 este egal C3 plus C4, relație deja demonstrată. Platforma pe care noi o avem și o utilizăm este o platformă pe care noi am utilizat-o de fapt de foarte multă vreme și am utilizat-o în mod special pentru studenții noștri de la învățământul cu frecvență redusă. Asta înseamnă că o bună parte dintre colegii care aveau ore la această formă de învățământ știau să o utilizeze, nu aveau secrete deosebite. La momentul în care noi am trecut de la învățământul față în față la învățământul la distanță, deci mi s-a potrivit și cred că suntem unii dintre cei mai performanți în acest moment, în acest domeniu. Principalele resurse educaționale ale platformei puse la dispoziția studenților sunt suportul de curs, testul specific cursului, un sistem de înregistrare și urmărire a rezultatelor și progresului studenților, precum și o sesiune de curs. Cred că nu avem o pierdere de calitate acum față de cum era înainte și speranța noastră ca și rezultatele la testări pe care noi dorim să le avem în grafic, adică nu dorim să amânăm cu cine știe ce perioadă de timp. Sunt convins că Ministerul nu ne va cere un asemenea lucru, având în vedere autonomia universitară de care dispunem. Și dacă vom reuși să configurăm niște teste de verificare online, noi vom da aceste examene exact la momentul la care trebuie să le dăm, fără amânări. Evaluarea online presupune ca examenul să fie programat în sesiunile de examene stabilite la începutul fiecărui an universitar. Testele electronice sunt alese de comisie sau de titularul de disciplină. Acesta stabilește și durata examenului. La sfârșitul testării, studentul obține o notă care va fi luată în calcul la media finală. Avantajele acestei platforme, care pentru noi sunt destul de mari și în mod evident vom dori să o utilizăm și mai departe pe baza experienței pe care am câștigat-o, pentru că e clar că o serie întreagă de activități la masterat, la cursuri post-universitare, ele se pot desfășura cu oameni care participă la, 60-70% din activități, participă la aceste activități didactice, participă online. Este creată ca o platformă deschisă care permite practic orice dezvoltare ulterioară ce poate suporta inclusiv reorganizări sau noi practici introduse în sistemul educațional. Aplicația asigură un potențial ridicat de dezvoltare a sistemului cu preponderență pentru învățământul la distanță. Universitatea Maritimă a dezvoltat o platformă de educație la distanță încă de aproximativ un deceniu, dacă nu chiar și mai mult, ca și prime tentative de dezvoltare. Scopul dezvoltării unei astfel de platforme a fost unul simplu. A trebuit să asigurăm un suport logistic, tehnic, un suport educațional studenților noștri, care sunt de cele mai multe ori plecați în practică internațională, în așa fel încât ei să poată fi într-o permanentă legătură, nu numai informațională, cu profesorii, cu cadre didactice, cât și cu partea de materie, partea de cursuri, partea de educație. Platforma electronică a campusului virtual asigură suportul logistic pentru desfășurarea unei părți importante a activităților specifice sistemului tutorial. Această platformă funcționează acum la capacitate mai mare ca oricând și vine în ajutorul studenților și profesorilor deopotrivă. Aceasta era utilizată și înainte, însă numai pentru studenții ajunși deja navigatori, pentru a susține, indiferent de distanță, instruirea profesională de înaltă calitate.